Salam aleikum, pace vouă! M-am enervat grozav acum câteva zile când vorbeam cu un musulman convertit de vreo 2 ani și care învăța mereu islamul de la nu știu ce personaje, imam de nu știu unde, care spuneau că noi musulmanii trebuie să fim serioși, sobri, să nu râdem, maxim să zâmbim, că așa era profetul Mohammed, pacea asupra lui. Dacă sunt musulman, trebuie să stau mereu încruntat, să stau serios? Mă întreabă lumea, ce-i cu tine? Ești constipat? A, nu, sunt musulman. Wow, ce tare! Băi, oameni buni, nu vă stricați la cap. Citiți și nu mai ascultați acești specialiști islamici. Există zeci de hadisuri și povestiri despre viața profetului Mohammed, pacea asupra lui, unde se spune că uneori râdea de ei se vedeau măselele sau alteori se înfuria de se făcea roșu la față. Pentru numele lui Dumnezeu, Mohammed, pacea asupra lui, era un om profet, este adevărat, dar un om. Mai mult, era un om extraordinar, cu calități morale și etice deosebite. Nu a fost ales ca profet pentru că era sobru, încruntat sau constipat. El râdea și era voios și uneori era furios. Râdeți, bucurați-vă și terminați cu creștinismele. Trebuie să sufăr în lumea asta, trebuie să-mi duc crucea, trebuie să iau bătaie de la bărbat sau alte creștinisme de genul acesta. Fiți fericiți, pentru că Dumnezeu nu ne-a dat această viață să ne chinuie, ne-a dat această viață să evoluăm. Și vă spun că nimeni nu poate evolua dacă nu râde, dacă nu este fericit. Cine nu râde și nu este fericit, este ca și cum ar fi împotriva lui Dumnezeu, care ne-a dăruit atâtea minunății în jurul nostru, în viața noastră. Râdeți, fiți fericiți, ascultați de Dumnezeu și urmați exemplul profetului Mohammed, pacea asupra lui.